Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele 1 Venus ascende nodul nord în Taur, cu o mică întârziere, îmi pare rău, dar v-am mai spus și la etalările generale că trec prin foarte mari transformări și nu doar eu, cred că foarte mulți dintre voi, dintre noi trecem. E o perioadă de mari schimbări la nivel colectiv. Din seria aceasta de cărți au venit niște mesaje. Doi de monede și moarte. Apoi din seria clarificatorilor iar niște mesaje. 10 de cupe și 5 de monede. În primul și în primul rând, cei din, eu știu, cu aspecte, zicem, nu neapărat zodia Taurului, muzai, dar cei cu aspecte în zodia Taurului, au de ales între două situații. Între două situații, poate să zic între două țări. Unde să stați, în țară sau în străinătate, unde să lucrați aici sau eu știu unde, cu cine să vorbiți, cu cine să vă faceți mai mult timp. Sunt două situații, da? Trebuie să alegeți. Și știți, dacă nu știți, vă zic eu, aceste alegeri, dar eu cred că intuiți, da? Sunt foarte, foarte importante, vă aduc transformări majore în viață. Dacă până acum ați fost între două, eu știu, două situații, două joburi, două școli, două relații, două obligații, obligații însemnând și familie, părinți, da, eu știu, de susținut, sunt multe, da? În viață sunt multe lucruri. Sunteți chemați să vă concentrați pe o singură direcție și acolo să marcați o transformare majoră. Adică să investiți energie maximă în renașterea voastră, într-o anumită privință. E aici o stea interesantă, e cartea morții, cartea scorpionului moarte și renaștere. Cartea scorpionului, care scorpionul reprezintă pentru cei cu ascendent în mod special, casa șaptea a relațiilor de lungă durată, a contractelor. Sau, chiar și dacă nu aveți ascendent și aveți soare și aveți alte planete în Taur, este o opoziție foarte intensă și transformatoare. Dar ce e fain în această carte este că eu stă aici. Înăuntru zace un potențial care trebuie explorat, dar trebuie vindecate multe lucruri. Interesant că din seria clarificărilor aveți un 10 de cupe, fericire maximă și 5 de monede. Ori două situații, una care vă face foarte fericiți, alta care vă face să vă simțiți abandonați, cu probleme financiare, trageți din greu. Sunt două, interesant, acum observ, în timp ce vorbesc cu voi, sunt două tipuri de relații, poate trebuie să alegeți între două tipuri de relații. Ce vreți să trăiți în viață? Fericire sau problemele acelea? La capătul setului de cărți, interesant, regina de cupe și soale. Totuși, este o dragoste care vă aduce fericire. Este obligatoriu semnul scorpionului, poate să fie scorpion, pești, rac sau nu obligatoriu cineva în zodia aceea, ci cu marcaje. Și atunci marcajele din acele semne de apă fac sextile, fac trigoane, fac aspecte frumoase. Interesant, chiar aveți și aici, deci era regina de cupe. Acum luna și patru de băte. Sunt niște secrete acasă, sunt niște confuzii acasă, care probabil că trebuie să rezolvate. Vă cufundați în acele emoții și le transformați. Le transformați. Hai să vedem. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. Deci, dacă nu vi se potrivește, căutați la alte zodii care marchează ascendentul vostru, Venusul, Luna, nodul nord, da? Interesant, renaștere, că tot am vorbit de renaștere. O dată, de două ori și de trei ori. Cinci de băte. Magicianul și opt de băte. În ultima, deci în trecut. Trecut poate să fie și acum o săptămână, poate să fie și acum o lună, poate să fie și acum un an și eu știu când. V-ați luptat să manifestați ceva. Și manifestarea asta e un cuvânt foarte la modă și foarte intens, într-adevăr, să creați. Ține de creație. Să mișcați energiile. O să și clarificăm. Interesant că acest magician are un 8 pe glugă. Iar casa 8-a scorpionului, ați dorit să transformați, să vă transformați viața într-un anume fel, dar v-ați chinuit foarte mult. Aș spune, cu 5 de bâte a trebuit să vă zbateți. Și poate în ultima vreme ați
Zis, gata, îmi văd de altă cale. Văd 8 de bâte, călătorie, comunicare, pasiune, ar putea să fie o nouă pasiune, într-o nouă direcție. Hobby, eu știu, studii, relație. Vreți să mergeți în altă parte? E călătorie? Vom vedea. Dar e, chiar dacă pare mai departe lumina, pare mai posibil de atins decât acest foc pentru care v-ați tot luptat. Foc, pasiune, interes, hobby, ce ar putea să fie. În prezent interesant, vedeți? Doi de monede, spânzuratul și patru de bâte. Știți că trebuie să alegeți. Încă vă marchează acele lupte. E o situație mai veche de care încă nu v-ați debarasat. Încă stați și eventual... Eu v-aș spune, deși încă n-am clarificat, că această aparentă stagnare sau, nu stagnare, bă, merge și stagnare, încă mai atârnați un pic de trecut, este foarte necesară tocmai ca să vedeți noi perspective în felul în care ar trebui să manifestați noi direcții. Da? Trebuie să vă ordonați mintea, nu puteți să... Nu se poate manifesta nimic corect dacă nu vă ordonați, dacă nu vă vindecați. E ceva de vindecat. Da, o să clarificăm. În viitor, 6 de monede. Frumos. 5 de cupe. Și 3 de bâte. E o călătorie. E o călătorie care? Interesant. Aduce justiție, aduce dreptate sau... Este foarte necesară în echilibrarea unor situații. Chiar dacă în acea călătorie vă veți simți singuri, chiar dacă alții se vor simți abandonați din cauza voastră, din cauza că trebuie să faceți acea călătorie în viitor, este necesară ca să se echilibreze, să se facă dreptate. Și apoi va veni și pasiunea, și apoi vă veți reechilibra, apare regele de bâte, și apoi vă veți reechilibra energiile, aș spune, și veți manifesta ce vreți de mai mult timp să manifestați, dar în prezent trebuie să gândiți. Bine. Ce faceți? Stați în trecut? Ce alegeți? Pentru că ambele opțiuni... Vedeți, zodia Taurului e o zodie fixă care creează atașamente. V-ați atașat și de vechea opțiune vă atrage și noua. Și poate nu e chiar nou, eu știu, variază noul acesta ca și vechiul, dar de ambele, interesant, da, de ambele sunteți atașați. Sunt aici niște legături, vedeți? Ia să punem. Sunt niște legături. Și atunci trebuie, și aici e legătura, spânzuratul, da? Ați vrea să mergeți în prezent, dar încă trebuie să mai așteptați un pic, să vă vindecați, poate, de niște răni, să vă ordonați gândurile, să meditați un pic la... Poate în prezent, aici are partea frumoasă acestui spânzurat încă neclarificat, veți avea niște visuri, niște revelații în timpul unei meditații, ambele reprezintă meditație. Și ambele vă vor ajuta în aceste alegeri și în aceste... momente în care trebuie să faceți față cel puțin la două situații. În viitor aveți 6 de monede, 5 de cupe. Din punct de vedere financiar, probabil că veți primi ajutor unii dintre voi. O să clarificăm. Și atunci veți lăsa în urmă, aș spune, 5 de cupe ține mai degrabă de o perioadă a prezentului și a trecutului. De veți lăsa în urmă acel sentiment de singurătate, de regrete, că nu va ieși o idee. Dar 3 de bâte este o carte foarte faină a speranțelor, a anticipărilor, a
așteptărilor care se materializează mai devreme sau mai târziu. Tocmai pentru că aveți speranță. Aș spune că soarele acesta, care vine într-un mod foarte subtil, idei, credință, care vă pătrunde, să zic, în ființa voastră, în această perioadă, prin somn, prin meditație, prin rugăciune, vă vor susține pe viitor și în călătoria pe care urmează să o faceți și în dreptatea care se va manifesta în viitor. Și atunci dreptatea, aș spune ca și trei de bâte, reprezintă plata, speranța, plata. După o perioadă de așteptare, de suferință, de regrete, de nespor. Dar, hai să clarificăm. La capătul setului de cărți, alegeri, alegeri importante, în legătură cu independența voastră, poate cineva vă inspiră. 9 de monede, în cazul în care nu sunteți voi, cineva vă inspiră. Regina de spade, poate că vreți să fiți corecți. Regina de spade și 7 de spade, aveți de-a face cu o situație în care ori voi v-ați păcălit într-o romanță pentru unii dintre voi, ori simțiți că ați fost manipulați, ori ceva n-a fost corect. Dar prin meditație, vedeți că și Regina de Spade stă și se gândește, prin meditație găsiți niște răspunsuri și știți că cel mai important răspuns este legat de independența voastră, pe care încă nu vedeți, n-ați văzut eventual cum s-o manifestați, n-ați știut ce valoare are, variază de la un om, dar trebuie să alegeți. Hai să și clarificăm. Clarificăm 5 de bâte pentru tauri și taurițe. Interesant. Extraordinar, vedeți? V-ați păcălit. Apare iar mincinosul, fugăciosul, furăciosul, da? 7 de spade. O, ulica. O, ulica. 2 de bâte. Va trebui să alegeți. Probabil că în trecut a trebuit să alegeți. Într-o situație interesantă, aici o bâtă care pare legată, nu știu, pare legată, care stă pe loc, da? Pare legată. Aici este cineva legat, înconjurat de spade. E cineva care fură, care fuge. Variază de la om la om. Ori a trebuit să alegeți între un stil de viață în care v-ați păcălit și v-ați blocat singuri, luptându, v-ați păcălit luptând pentru o cauză și v-ați blocat singuri și a trebuit să alegeți, da? Să mergeți peste hotare sau să vă întoarceți în țară, da? Să manifestați ceva nou. Sau a trebuit să alegeți între un personaj care v-a mințit, măi, v-a mințit. Acum, nu știu cine a suferit acest blocaj. Voi, poate că și voi într-o formă mentală, emoțională, atașamentul care se creează între doi oameni uneori, sau personajul care a mințit, pentru că 8 de spade reprezintă încarcerare, chiar dacă e metaforică, poate uneori să fie chiar reală. Încarcerare pentru fur, pentru minciună, pentru, eu știu, fuga de la locul faptei. Au fost niște conflicte acolo. Și atunci, dacă voi a trebuit să alegeți între un personaj care a făcut niște fapte incorrecte, nedrepte, e dreptul vostru să manifestați ceva noi. No, dacă într-un fel sau altul cineva v-a implicat într-o anume poveste de genul ăsta, iar am zis, în prezent se va face dreptate, în viitor, de fapt, în viitor, în prezent, încă meditați la această experiență, aș spune. 4 de spade, vă vindecați în prezent. De acea experiență, poate chiar de acea încarcerare, spânzuratul și 8 de spade, e o chestie în care cineva a stat pe loc, a fost legat. A mâini, a picioare. Repet, poate fi metaforic, poate fi mental, emoțional, energetic, dar poate fi foarte bine și real. Pentru că e o etalare colectivă. Și atunci 2 de bâte e bine. Ia uite, și 3 de spade. A trebuit să alegeți între a spera. Interesant, și apare în viitor. Ce ați sperat cândva se manifestă cât de curând. Într-o relație
de la egal la egal, în care primiți reciprocitate, primiți valori, se manifestă valoarea. Interesant. Magicianul clarifică. Șapte de cupe, cineva? Asta e. Magicianul și șapte de cupe înseamnă manipulare. Dar înseamnă foarte bun, foarte bine și tendința unora dintre noi, tendința noastră de a ne păcăli. Crezând că avem mai mult succes într-o anumită opțiune, pentru că sunt opțiuni, toți avem aceste opțiuni, toți avem niște visuri în viață, da? Și noi mergem într-o direcție și ne păcălim și ne blocăm. Da, sunt și oameni care ne manipulează, unor voit, altor fără să-și dea seama. Dar și noi avem, să recunoaștem, dragii mei, să recunoaștem că și noi aveam această tendință. În plus, șapte de cupe pe magician, dacă voi ați ales eliberarea din acea situație, probabil că ați văzut că aveți mai multe posibilități de manifestare, mai multe posibilități, mai multe hobby-uri, mai multe, eu știu, direcții în viață. Da, dar totuși ține de acel conflict. Posibil la locul de muncă, de care totuși v-ați detașat, interesant, mai dăm o carte. Sau ați început de mai mult timp să vă detașați, mai dăm o carte pe șapte de cupe. În plus, da, e o nouă direcție. E o nouă direcție care în ultima vreme v-a atras de atunci și acum vă atrage, nu știu, hai să vedem. E o nouă direcție, o nouă pasiune, e o nouă idee originală de a face ceva. Posibil, interesant. De a vă echilibra viața, 8 de bute, interesant. De a merge către casă sau de a vă crea casa, abundență, succes financiar. Cu 8 de bute, 8 de bute. Împăratul, 10 de monede. O, da. Învățați să puneți granițe personale în fața celor cu care ați avut conflicte și atrageți suflete. Interesant. Ați început să atrageți. Niște colaborări fructuoase, aș spune, benefice. Dar, hai să vedem, 8 de bute în trecut. Au și taurițe. Și trebuie să vorbim un pic și despre trecut, pentru că trecutul a creat deja prin prezentul și prezentul creează viitorul. Așadar, 8 de bute. Nu putem să facem mai talare fără un pic de trecut. Din punctul meu de vedere. Steau, interesant. Asta. Vreți să mergeți către destinul vostru de mai mult timp? Și zic la prezent pentru că e o dorință care continuă să vă anime, aș spune. 8 de bâte și steaua. Poate unii aveți dintre voi aveți planete învărsător. Nodul nord învărsător. Depinde de la generație la generație. Dacă aveți 30 ceva de ani, aveți nodul nord învărsător. Aproximativ. Da? Sau chiar dacă n-ar fi nodul nord învărsător, am spus, este eliberarea, 8 de bute poate să fie eliberare de acel trecut foarte ambigu, foarte, aș spune, putred. Mă mir că n-a apărut diavolul, dar ceva nasol, nu pot să zic, arată cărțile că n-a fost, nu? Dar încercați de mai mult timp să vă transformați, marcați, vedeți, transformare, uitați, 8, de mai mult timp, că tot a apărut și v-am mai zis și eu, transformarea nu vine peste noapte. Dar dacă aveți, vă păstrați încrederea în prezent, se va manifesta justiția, speranța, tot ce ați sperat voi. Și inclusiv această stea. E mai greu de atins, stea e greu de atins. E interesant că 8 de bute zboară, steaua e undeva sus pe cer. E un ideal, dar nu e imposibil. Cu răbdare, aș spune. Ia uite, faetonul către care trebuie să merge și faetonul merge tot către stea, interesant, dar trebuie să treceți prin justiție și regele de monede. Și ar trei de bâte. Călătorii necesare să vă echilibreze viața, profesional, financiar, poate că aveți de-a face cu niște figuri autoritare într-o formă sau alta. Poate unii dintre voi trebuie să deveniți regi de monede, oameni. Stabil, depinde. Ce sunteți? Mai tineri? Bărbați, femei, da? 2 de monede în prezent. Pentru tau și taurițe. 2 de monede.
Poate că deja e interesant, deja pentru unii dintre voi a intrat un personaj foarte important în viața voastră care vă va ghida într-o formă sau alta, vă vindecă și într-o formă sau alta vă va ghida către destinul vostru. Într-o formă interesantă. 5 de cupe și 2 de monede. Probabil că plângeți. În continuare plângeți, regretați că cineva v-a jucat undeva în trecut, 2 de monede, poate nu sunteți voi, poate altcineva care v-a jonglat. Sau ați pierdut voi timp, energie în două situații, 2 de monede, 2 de bâte, da? În două situații care v-au încetinit, să zic, evoluția, dar nu putem să spunem, așa face parte din destinul nostru. Aceste experiențe fac parte din destinul nostru. Și eu trec prin situații, sunt convinsă că și colegile, cine nu trece prin asemenea situații, n-are cum să evolueze, da? Urmează, interesant, să se manifeste și stabilitate, 4 de bâte, și dragoste, echilibru emoțional, și un nou proiect, și... Hai mai dăm o carte pe 5 de cupe în prezent. Poate că cineva plânge că sunteți pregătiți să alegeți o nouă direcție, iar și asta se poate. Regina de spade. Da, vreți să vă separați de acest trecut. Vreți să aveți mintea clară. Am zis? Ia uitați-o. Vreți să aveți mintea clară, regina de spade. Știu taur care studiază justiția, da? Dreptul. Ca să nu mai fiți mințiți. Nu se poate așa ceva. Ca să nu mai fiți mințiți. Și poate vreți să faceți bani din acest lucru, unii dintre voi. Dar în primul și în primul rând să vă găsiți independența și nu mai permiteți situații care să vă țină pe loc. Da, vă eliberați, interesant, de dezamăgire. Și schimbați energia, începeți ceva nou. Poate nu chiar acu și ca, dar... Hai să vedem dacă reapare nebunul. Nu știu, hai să vedem, spânzuratul. Primul rând, ăsta vreau să apară. Da. Încercați să vedeți o nouă perspectivă. Cum să... faceți bani. Cum să începeți un proiect. Dar, hai să mai vedem ce e aici. Interesant. Da. Cineva vrea să-și ceară iertare. Probabil că un personaj care a stat... S-a reținut cu spânzuratul, s-a abținut sau poate că a fost obligat de situație, apropo de încarcerările, de blocajele energetice, mentale sau chiar fizice pe care le-a manifestat. Cineva, posibil că altcineva cu marcaj în taur, că e valetul sau fecioară sau capricorn sau alt. E un personaj, nu știu, poate să fie un personaj mai tânăr pentru unele doamne, să-și dorească, după o perioadă de tăcere, de, să zic, aparentă stagnare, că nu pot să zic decât că e aparentă. Stagnările sunt necesare ca să ne conectăm la noi, la lumina interioară, da? În momentul în care voi stabiliți niște reguli și puneți capăt, probabil că acest personaj va dori să renască sau să renască o situație cu voi, să se împace cu judecata. Pentru unii dintre voi în prezent. Dar, iar cărțile acestea au venit pe orizontal. Poate să fie doar o dorință interioară, ia uite, iar de a-și cere scuze și de a manifesta ceva, a cuiva față de voi, și să se manifeste mai încolo, pentru că aceste cărți au venit totuși. Aș spune că împăcarea ar putea să vină în timp. Nu știu, depinde de voi. 4 de spade. 4 de spade. Și renașterea cuiva. Dacă cineva, o să vorbesc imediat despre 8 de cupe, dacă cineva a fost încarcerat
sau zic încarcerat pentru că sunt semnale, sau blocat energetic, mental, în niște situații confuze, nesănătoase, nedrepte, inclusiv viața lor a fost nedreaptă, oamenii aceștia au o nouă viziune, spânzuratul, de a începe o nouă direcție corectă, dreaptă, să încheie capitolul respectiv și să renască, dar tocmai pentru că a avut o viață cu probleme, această transformare vine în timp. Acum, dacă voi aveți răbdare, bine, dacă nu, tot bine. Despre cineva sigur vorbesc. În continuare, 8 de cupe și 4 de spade. Iar eliberări de situații nesănătoase, că tot vine luna plină. Interesant, apare regele de monede, care este zodia Taurului, într-o formă sa înaltă. Aș spune că cineva, ori voi sau un personaj cu care, pe care îl aveți în preajmă sau îl o aveți în preajmă, vrea să lase în urmă problemele, nu doar financiare, ci problemele de cuplu, de, și cuplu poate să fie relații cu familia, cu prietenii, dar sunt niște probleme, relații cu probleme. Și iar călătoria aceea care să readucă echilibru, autoritate, tatea, să zic, profesională, financiară, o anumită formă de stabilitate. Mai dăm o carte pe 8 de cupe. 8 de cupe merge către 9. Iar nu știu dacă despre voi vorbesc sau despre un anumit personaj din viața voastră, dar aici e cineva care meditează. 4 de spade meditează la 3 de spade. La ce? La dezamăgiri, la dezamăgirile pe care le-a trăit sau pe care le-a provocat. Pentru că au fost... V-am arătat încă de la început, au fost niște situații foarte, foarte, mă mir că n-a apărut diavolul, nedrepte. Dar apare justiția în viitor, adică cu alte cuvinte se va face dreptate. Și acum, posibil personajul respectiv, odată ce îi părăsiți voi și vreți să manifestați dreptate, personajul respectiv să încearce să se vindece, să meargă către 9 de cupe, dragoste și respect. A venit motonel. A venit, interesant, motonel. Să meargă înspre voi, să muncească. Hai să vedem. Corect. Mai dăm o carte pe 8 de cupe. A venit Capii. Capii, care este un motanel foarte curios, căpos, că de-aia zicem Capii, a fost și Capii. Hai, 8 de cupe în prezent pentru Taur și Taurițe. Dacă e un personaj care vă ține pe loc, voi vă stabiliți regulile și vă eliberați. Da, vedeți. Hai, 8 de cupe. Interesant, cavalerul de monede. Nu știu, e transformarea cuiva. Transformarea cuiva care vrea să devină un personaj pe care ceilalți se pot baza. Zodia Fecioară, în mod special, cavalerul de monede. Capii? Hai sus. Cavalerul de monede, cum am spus și până acum, realizează greu. Dar realizează ce își propune. Este un personaj stabil, la bază. Și asta e cel mai important. Ați văzut? Valetul de monede. E o evoluție, vedeți? E o evoluție. Valetul de monede și cavalerul de monede. Nu știu, repet, la cea voastră sau unui personaj din viața voastră. Ia să... Un pic mai aproape, da? Vedeți? E o evoluție. Valetul de monede și cavalerul de monede. Dar pentru a se transforma acest personaj sau voi, trebuie să stabiliți niște reguli. Și să... Interesant, pentru unii dintre voi poate să fie vorba de un divorț sau de o pierdere a cuiva, un doliu. Regina de monede, și aici este un doliu, este în general văduvă sau divorțată. Dar
Știți, când vorbim de divorț, nu mă refer musai la chestiuni legale. Poți să fii divorțat energetic, în sensul că renunți la o poveste care te-a întristat, ți-a adus multă suferință. Și devii un pic mai rece, mai glacial, mai tot acolo, da? Rațional, nu mai primești totul așa, că ai trecut prin niște confuzii. Pasiune în ultima vreme este din partea cuiva. Cineva e foarte atras de voi, posibil și voi. Potențial este, dar este pe termen lung. Dacă voi vreți să aveți răbdare, bine, dacă nu, important este să fiți cu mintea clară în prezent. Și cine renaște voi sau alt personaj, să nu uitați că aici este rațiunea. Să nu uitați că transformările vin în timp. Altfel, dacă aveți impresia că transformarea vine așa, ca o formă de magie sau de iluzie, pornind din degete, vă păcăliți iar și nu vreți. Șase de monede în viitor. Posibil cineva vrea să vă ofere la aceeași valoare la care oferiți și voi. Vrea un anume tip de relație cu voi în care există echilibru și emoțional și financiar. Nu să fie mai prejos, nici mai presus, prejos, pardon, nici mai presus. Ia uite, nouă de putere. Spune că vrea cineva să stea în picioare și să dovedească. Așa primesc eu acest mesaj, acum nouă de bâte. Cineva vrea să dovedească de ce e în stare. Uite, rege de monede. Că e în stare să fie o persoană asumată, dar probabil că trebuie să-și înfrunte demonii. Las, te motanel, mai motanel, nu, lasă, nu, stai aici. Stai cu mințea. 5 de cupe. 5 de cupe. Dacă au fost situații dezechilibrate, vreți să le blocați. Nu, nu, capi, nu. Nu e frumos pe masă. Că nu-mi plac pisicile să țopăie pe masă. Așa, dar stai aici cu minte. 5 de cupe. Interesant. E extraordinar. Magicianul, da? Magicianul din trecut. Cineva regretă că a fost mincinos, că a fost prefăcut. Cineva regretă. Și vrea să o ia. Mai capi, stai cu minte. Vrea să manifeste o nouă viață, o nouă ofertă. Și să construiască. No, nu e frumos, nu-mi place. Nu-mi place așa, nu-mi place așa. PC. Scuze. Nu e frumos pe masă, știi că nu-mi place. Stai aici, cum am spus. Scaunelul tău. Aș spune că cineva... Dacă... Vorbim totuși de zodia Taurului și apare asul de monede, apare valetul de monede, a apărut regele de monede. Dacă cineva va păcăli, repet, magicianul 5 de cupe și am văzut magicianul 7 de cupe, confuzii, regrete. Am descris aici o viață foarte ciudată, foarte ciudată, foarte riscantă, foarte nesănătoasă și nedreaptă. Ori voi vreți să începeți o nouă relație, o nouă direcție, un nou proiect și să vă reconstruiți viața în afara lor, ori ei, e posibil și una și alta, să-și dorească să se transforme. Interesa magicianul și în trecut și în prezent, dar altfel de manifestare. Dacă în trecut magicianul a fost clarificat de 7 de cupe și valetul de cupe, de opțiuni, de o tendință poate prea sexy de a se manifesta, no, scuzați scandalul. În prezent, magicianul vrea să bifeze o nouă relație și reconstrucție. Capi, stai cu minte. Hai, stai cu minte. Hai să vedem. Am zis că lăsați cu 3 de bâte. Prin speranța pe care ați manifestat-o în trecut, încet, încet lăsați în urmă ceva dureros, aș spune. Da. Ia uite, moartea. Moartea și 5 de monede. Iar dacă părăsiți pe cineva care a fost nedrept cu voi, acest abandon îi provoacă la transformare. Oh, ia ieși.
Ia, hai. Îi provoacă la transformare. Dar, repet, transformarea ține și de voi. Odată ce îi lăsați, vă concentrați pe o nouă direcție și vă concentrați pe muncă, pe reconstrucția voastră. Clarificăm 3 de bute pentru Taur și Taurițe. Trei de bute. Ah, ce frumos! Asul de monede și apoi 3 de bâte, asul de cupe și asul de spade. Și justiția, am zis. Mai, vi se va reechilibra viața. Prin ce treceți acum? Ajutați. Deci, vede, aș spune că dacă vă păstrați mintea clară și vă concentrați pe ce e sănătos și corect de manifestat cu răbdare, va veni și dragoste și adevăr și victorie și reușită financiară. Wow! Eventual o dragoste adevărată, o dragoste clară din partea cuiva. Dacă sperați în continuare. Ia uite, drumuri, la drum. Cinci de monede de curiozitate. Cinci de monede. Probabil ceilalți se vor simți părăsiți, asta e, cei care nu au fost corecți, dar voi trebuie să vă trăiți viața în echilibru, în dreptate, în adevăr și asta vă va atrage și dragoste și spor și transformări majore. Cinci de monede. Cinci de monede. Încă o cărțuie așa. 5 de monede. Ups, ia uite. 7 de cupe, asta e. Ci asta e. Asta vreau să... Vedeți? 7 de cupe. A, nu, 4 de cupe. Dar nu-i nimica dacă tot am văzut 7 de cupe. Dar cred că are legătură cu acest magician. Cu cei care v-au creat confuzii. Se vor simți abandonați în momentul în care voi vă veți concentra pe transformarea voastră. Probabil vor încerca să se împace, dar atât timp cât cineva nu vine corect, am mai spus-o și cu altă ocazie, da, vor încerca o nouă direcție. Se vor simți părăsiți, interesant. Atât timp cât nu vor veni corecți, nu... Și justiția, regina de monede. Vă veți echilibra viața. Doamnelor, fiți o perioadă logice, mai... Poate, uneori e bine să fiți mai reci. Ca să vă atrageți echilibru și financiar și mental și să vă regăsiți valoarea. Avem toate zodiile în principiu. Toate zodiile. Să vedem sfat. Sfat pentru Taur și Tauriță. Iar am vorbit peste 30 de minute. Sfat. Încă tot mai scurt. Ia uite. Fiți deschiși la schimbare. Cred că a mai venit la cineva. Fiți deschiși și fiți și realiști. Faceți o verificare a situației voastre, cât mai realiști, regina de spade. Logici, logici. Ce se merită să investiți, ce nu. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau, numai bine.